Să deschidem Cartea Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și aș vrea să citesc de la versetul 11. Ioan, capitolul 1, versetul 11. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Să ocupăm locurile. De câteva joi seara abordăm un subiect care într-un fel dezbate problemele cu care noi ne confruntăm în viață în fiecare zi. Am vorbit despre necazuri, despre suferințe, despre rolul lor și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre respingere. Probabil că unul dintre cele mai grele lucruri care le-am îndurat fiecare în viața noastră a fost respingerea. Ai vrut să fii prieten cu cineva și te-a respins. Ai vrut să faci curte unei fete și l-a vrut pe altul, nu pe tine. Ai vrut să dai o mână de ajutor și ajutorul tău a fost respins. Ai făcut o cerere pentru un job și ai fost respins. În anul 4 de facultate, cu prietenii mei pocăiți, ne-am dus că am vrut să plecăm într-o tabără. Ne-am dus să cerem, aveam voie, aveam dreptul, aveam note foarte bune. Și domnul ăla de acolo s-a uitat la noi, s-a uitat în istoriile noastre, știa că suntem pocăiți și ne-a spus să vă dea Dumnezeu tabără, băi băieți, să vă dea El bilete în tabără. Și am plecat să ne dea Domnul bilete în tabără, că ăștia nu voiau să ne dea, comuniștii nu voiau să ne dea bilete în tabără. A fost o respingere dureroasă. Pe urmă, de-a lungul anilor, m-am gândit ce bun a fost Domnul, toți suntem în America, cei trei, și el azi care s-a dus prin tabere de UTC, de cine știe ce, sunt prin România și unii deja sunt pe lumea aialaltă. Domnul a fost bun cu noi, ne-a trimis în tabără în America. Într-o zi, am făcut un lucru bun, o faptă bună față de cineva. Am dus geamantanele destul de grele de la aeroport, pe urmă, până în casă, nu? Dar s-a întâmplat ceva care n-am bănuit că se va întâmpla vreodată. Când am dat să intru în casă, mi-a trântit pur și simplu ușa în nas, a luat geamantanele, a băgat în cameră, în casă, dar nu mi-a dat voie nici măcar să mă uit în casa lui. Probabil cine știe ce avea omul sau să temea să nu văd eu ceea ce nu aveam eu voie să văd. Am rămas așa cu un gust foarte amar, o ușă trântită în nas. Acum, dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi am avut parte de așa ceva, nu? Unii mai mult, alții mai puțin, dar fiecare am fost respinși într-un fel sau altul în această viață de cineva. În această seară o să vorbim mai mult despre Moise, pentru că toată cariera lui de salvator național, dacă vreți, omul mare al lui Dumnezeu, omul care duce și formează o națiune întreagă și o duce în Canaan, omul acesta și-a început lucrarea cu o respingere din partea semenilor săi, ba chiar și din partea Domnului, nu? Atunci când a vrut el să îi libereze pe Israel, nu l-a vrut nimeni de eliberator. Dar înainte să discutăm cazul acesta așa pe, să zicem, caz de studiu Moise, un om respins și cum s-a comportat el în timp ce a fost respins, aș vrea să vedem câteva simptome ale respingerii. Oamenii care au fost respinși în viață, foarte ușor sunt răniți și ofensați. Se ofensează foarte ușor și foarte repede.
devin un fel de mimoze, dacă vreți, planta aceea care, numai dacă o atingi, imediat se strânge și se retrage. Se simt jigniți și de cuvinte pe care uneori nu le-ai spus. Numai le bănuiesc, sunt jigniți de atitudinea ta. Țin minte că în România, la Pâncota, a venit tata să-mi spună că un frate din biserică este foarte supărat pe el și nici nu mai vrea să-l salute. Și m-am dus eu la el să vorbesc, am întrebat ce s-a întâmplat, de ce ați supărat tata cu ceva? Zice, da, am visat urât cu el azi noapte, zice, că mi-a tras o palmă. Oamenii trăiesc cu impresia că toată lumea vor să jignească, să îi rănească, până și visele le interpretează uneori pe direcția aceasta. Deci omul care a fost respins foarte ușor este rănit și foarte ușor se ofensează. Este unul dintre simptome. Al doilea este că se tem întotdeauna de eșec. Cei care au suferit o respingere din partea altora se tem mereu că vor avea parte de respingeri și de aceea se tem tot timpul să nu eșueze. Orice relație care o încearcă, orice lucru care îl încearcă, el are în spatele, în mintea lui, eșecul care l-a avut, respingerea, ușa care i s-a trântit în nas. Apoi, datorită acestor experiențe, și-au dezvoltat o listă lungă de scuze și explicații pentru tot ce n-au făcut, n-au încercat, n-au îndrăznit, n-au visat și tot timpul dau vina pe experiența aia din trecut. El a vrut, numai ăia alți n-au vrut. A fost respins. Paradoxul este că persoanele mult respinse în viață au scuze care merg mână în mână cu cele ale respingerii. Foarte interesant, întotdeauna spunem, domnule, nu fac asta pentru că cineva m-a respins, dar în același timp și cel care te respinge parcă are o justificare a faptelor care le-au făcut, pentru că tu te porți ca un om care merita să fie respins. Simptomul numărul 3, îi suspectează întotdeauna pe alții. Au tendință să fie suspicioși. Dacă te-ai ars, nu? Acum sufli și în iaurt. Sufli tot să nu mai pățești ceea ce ai pățit. După ce emoțional au fost bătuți de atâtea ori, îi suspectează pe cei mai amabili și drăguți oameni din viața lor că ăștia ascund ceva, domnule. Precis o să îi se întâmple din nou ceea ce s-a mai întâmplat înainte. Oare ce se ascunde sub amabilitatea asta, nu? Zâmbește, oare chiar e adevărat? Nu? Oare ce urmărește? De ce m-a salutat astăzi? Nu? Tot timpul interpretăm până și cele mai banale lucruri și mai normale, într-un fel, imediat le punem în contul acelor bănuieli că cineva vrea să ne manipuleze, cineva vrea să ne respingă, cineva vrea să ne joace o festă. Simptomul numărul 4, oamenii care au suferit respingeri se izolează de alții. Dacă asta este viața, nu? Și lumea este ostilă, ne retragem în colțul nostru, venim mai târziu la biserică, ne punem într-un colț, nu vreau să suvorbesc pe nimeni care s-a pus într-un colț, ci nu vrem să dăm față cu nimeni, venim mai târziu și plecăm mai devreme, să nu avem schimburi verbale cu nimeni. Moise ce face? Se retrage 40 de ani din viața publică. 40 de ani printre oi. Cineva a spus că nu-i de mirare că nu mai putea să vorbească coerent, nu? Stai numai cu măgarul și cu oile 40 de ani, vorbești ca berbeci. După atâta vreme, nu? În al cincilea rând, oamenii care au fost respinși se autoverifică mereu. De ce a fost respins? Probabil pentru că
nu trebuia să se poarte așa, trebuia altfel să procedeze. Vrea să-și dovedească lui însuși că este încă un om de valoare și se verifică tot timpul să nu mai pățească ceea ce a pățit. Tind să devine perfecționiști. În al șaselea rând, și asta e ultimul din listă, eșuează să se încreadă în Dumnezeu. Pun până și pe seama lui Dumnezeu respingerea de care el suferă. Dacă Dumnezeu e bun, de ce l-a lăsat să treacă prin respingerea asta așa de dureroasă? Nu? Reacțiile noastre cu alții, să știți că de cele mai multe ori se nasc din faptul că punem pe seama lui Dumnezeu ceea ce ni s-a întâmplat. Până și relațiile noastre cu oamenii sunt determinate de relațiile care le avem cu Dumnezeu. Dacă suntem supărați pe Dumnezeu că ne-a lăsat în situația în care am fost, așa, atunci e normal să nu ne mai încredem nici în oameni, dacă nici Dumnezeu nu mai merită încrederea noastră. Dacă relațiile cu alții sunt dificile, atunci trag foarte ușor concluzia că și cu Dumnezeu este tot la fel de greu să ai relații. Bagajul emoțional, resentimentele față de alții sunt o piedică în calea relațiilor noastre cu Dumnezeu. Suntem răniți, suntem tulburați, așa cum spunea și Timotei, nu iertăm, avem resentimente pe care le ținem ani de zile pe cineva. Și atunci relația noastră cu Dumnezeu este, bineînțeles, periclitată de aceste resentimente pe care noi le avem. Haideți să ne uităm acum la scuzele unui om respins. Moise a fost respins de neamul său, a vrut să-i salveze, nu? Era încă în slujbă mare la faraon, era probabil un fel de vicerege, nu? Putea să ajungă împărat, nu? Dacă ceilalți frați buni, să zic așa, n-ar fi ajuns la rând. Moise avea o reputație extraordinară. Nu numai că știe toată înțelepciunea Egiptului, cum spune Sfânta Scriptură, dar avea și autoritate ca și mai marele după faraon, nu? A vrut să facă dreptate, nu? S-a simțit foarte calificat acum să-și salveze neamul și a văzut pe unul dintre evrei nedreptățit, exploatat, probabil bătut de un egiptean, și atunci l-a omorât pe egiptean. Fraza aceea pe care o spun frații, vrei să mă omori și pe mine ca pe egiptean, l-a trezit dintr-o dată pe Moise și a dat seama că de fapt neamul ăsta pe care el vrea să-l elibereze, nu are nevoie de el. Să uite urât la el. Nu așteaptă de la mai marele lângă faraon să elibereze, nu? Se sperie și se retrage din viața publică, așa cum spuneam, la oi, 40 de ani. Dar Dumnezeu are un plan pentru Moise și pentru poporul său. Atunci când îl comunică lui Moise, Moise spune, Doamne, acum vii, nu? Am deja 80 de ani, nu? Eu încă n-am 80 de ani, dar de pe acum mă gândesc că nu o să fie prea ușor. Nu? Deci, așa cum v-am mai zis câteodată, nu mă mai tem de bătrânețe, că am auzit că nu ține mult. Așa că 80, 70 nu contează. Dumnezeu are un plan pentru Moise și Moise zice, Doamne, acum vii? Unde ai fost acum 40 de ani, când eram tânăr, deștept, aveam relații, dădeam o comandă jumate din armata lui Faraon venea după mine, nu? Acum vii? După ce nici oile nu mai ascultă de mine, măgarul eventual mai ascultă. Acum nu mai am nicio resursă, acum vii, ești cam târziu, Doamne. Eu am vrut atunci, dar n-ai vrut tu, nu? Acum vrei tu, dar, Doamne, acum nu mai vreau eu. Foarte ciudat suntem noi oamenii. Iată câteva scuze de a lui Moise, patru din ele, o să le discutăm în această seară. Prima scuză este formulată cam așa.
Cine sunt eu să merg la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Cine sunt eu? Cineva a spus că viața lui Moise a fost în trei etape. Prima etapă a crezut că el este somebody, el este cineva. Nu? Urmat 40 de ani când a aflat că nu-i nimica și pe urmă încă 40 de ani în care Dumnezeu a demonstrat ce poate face el cu nimica, cu nimeni. Nu? Uneori ai nevoie de vreo 40 de ani să descoperi că ești nimeni. Nu? Și nu este un proces prea ușor. Dar Dumnezeu lucrează cu un nimic, face lumea din nimic și lucrează cu un nimeni, cu un nobody. You are nobody until somebody loves you, zicea cineva. Ești un nimeni până când cineva de acolo sus te iubește. Dumnezeu te iubește, atunci devii cineva. Moise are o problemă de încredere în sine. Nu e de mirare, după 40 de ani de ciobănie, nu? De umblat pe coclauri, nu e de mirare. Practic, Moise spune, Doamne, Dumnezeule, Tu nu știi ce am făcut eu. Eu am stricat tot. M-am băgat în businessul ăsta de salvat lume și am omorât un egiptean. L-am îngropat în nisip și știți cum morții îngropați în nisip scot degetele afară. Nasul afară. Bate vântul, iese cadavru afară. Și atunci Domnul îi face o promisiune, zice, voi fi cu tine, nu vei merge singur, nu vei merge singur. Moise are o problemă de încredere de sine și atunci Domnul îi oferă o promisiune. Atunci când nu mai ai niciun fel de încredere în tine, Domnul îți oferă o promisiune, nu te las singur, o să fiu cu tine, o să-ți dau victorie, o să... fii mai mult decât biruitor. Ca o aplicație practică așa pentru noi, știi că Dumnezeu vrea să te folosească, indiferent de trecutul tău. Cei mai mulți dintre noi ne uităm la trecut și nu toți avem unul prea grozav, așa-i? Povesteam cu fiul meu astăzi că nu știu ce mă ajută ceva la casă și printre altele și-a adus aminte de Mark Twain. Mark Twain a fost primul care a inventat în America stand-up comedy. Deci ăsta mergea și ținea discurs și râdea toată lumea. A fost un om absolut formidabil. El zice că într-o zi a angajat pe cineva pentru $1,000 să-i studieze arborele genealogic. Ce și pe urmă a trebuit să-i dau $10,000 să nu mai spună la nimeni nimic. Să tacă din gură. Nu toți avem un arbore genealogic grozav, nu? Așa? Dar Dumnezeu vrea să te folosească în ciuda acestui trecut, nu? Ascultă-mă, trecutul e trecut. Ieri s-a terminat aseară. S-a terminat cu el. Moise este marele păcătos a Vechiului Testament. Pavel este marele păcătos a Noului Testament. Și Dumnezeu se folosește de acești mari păcătoși și schimbă lumea cu ei, nu? Când îmi vorbește Dumnezeu, atenția mea trebuie să fie asupra sa, nu asupra mea. Asta este problema noastră. Când ne vorbește Dumnezeu, noi ne gândim la noi. Ar trebui să fim atenți la El, la personalitatea Lui. Cei care au fost respinși în viață se concentrează asupra lor și asupra problemelor lor. Și ăsta e marele necaz. Respectul de sine scăzut este de obicei dominant la oamenii care au fost respinși. Dumnezeu vrea să te folosească așa cum ești. Și chiar dacă ai o problemă de încredere în tine însuți, așa, datorită experiențelor care le-ai avut, Domnul îți face o promisiune, eu sunt cu tine, voi fi cu tine. Și prezența Domnului este garanția biruințelor noastre, în orice domeniu ar fi. Scuza numărul 2. Ce le voi spune? Ce le voi răspunde?
Este a doua scuză a lui Moise. Doamne, n-am niciun mesaj. Nu am ce să le spun eu la ăștia acum. Nu? Bă, 40 de ani am dat numai comerț la măgar și la oi. Ce să le spun eu la ăștia? Nu mai știu. Nu mai am niciun mesaj. Moise are o problemă de direcție. Pe când Domnul îi dă un plan. Planul lui Dumnezeu cuprindea patru lucruri care trebuiau comunicate lui Israel. Numărul 1. Comunică-le interesul meu față de ei, spune Dumnezeu. Nu i-am uitat. Sunt interesat de ei. Sunt copiii mei. Sunt cu ochii pe ei. I-am văzut. Știu prin ce trec. Simt împreună cu ei suferințele și necazul robiei prin care ei trec. 2. Arată-le posibilitatea libertății. Vorbește-le despre libertate. Vorbește-le despre o nouă țară, libertate, prosperitate, o nouă națiune, țară în care curge lapte și miere. Dăruiește-le un scop măreț pentru existența lor. Numărul 3, comunică-le responsabilitățile care le vor avea. Vei merge tu și bătrânii lui Israel la faraon. Va urma o confruntare acum. Și numărul 4, comunică-le că există probleme potențiale, că nu va fi ușor. Am terminat de citit acum o carte și cred că ar trebui să o tipărim în limba română. V-am zis și data trecută, se numește De ce oamenii de treabă trec prin necazuri? De ce li se întâmplă oamenilor buni rele? Pentru că ideea noastră generală este că dacă suntem pocăiți, nouă nu se întâmplă nimic, Doamne. Domnul e cu noi, Domnul ne... Și o descoperim că și noi ne îmbolnăvim exact ca ceilalți, și noi pierdem exact ca ăialalți, și noi suntem respinși ca și ăialalți. Și mulți își pierd credința în Domnul în situațiile astea. Domnul nu ne spune că o să fim duși pe flori în cer. Domnul ne spune că odată cu credința vom primi și prigonirii. Nu? Domnul vorbește 7 fericiri și ultima fericire este fericire de voi când veți fi respinși, nu? Batjocoriți, bătuți și așa mai departe, prigoniți. Nu? Asta, fericirea asta nu ne place, am vrea să o scoatem afară din cele 8. Dar asta este, încununează toate celelalte fericiri. Haideți să mergem mai departe la o aplicație practică pentru noi. Planul lui Dumnezeu pentru noi include întotdeauna ceea ce va face Dumnezeu și ceea ce am eu de făcut. Mulți dintre noi credem numai că Domnul face minuni. Ia, adevărat, face minuni, dar nu te-ai gândit ce așteaptă Domnul de la tine să faci? Probabil nu-ți cere să faci minuni, dar ai lucruri care trebuie să le faci tu, trebuie să le fac eu. Dar dacă Domnul Iisus putea să învie pe Lazar din morți, nu putea să dea și piatra aia la o parte, pocnea din degete și zbura jumate de munte, cine știe unde în mare, nu? Dar nu, le spune ucenicilor, dați piatra la o parte, nu? Avem partea noastră în lucrarea lui Dumnezeu, pe care trebuie să ne-o facem, să ne descoperim. Să ne așteptăm să facă Domnul și noi ne uităm, a, minunat, cum lucrează Domnul, nu? Domnul spune de 5 ori aici, voi fi negreșit cu tine, vă voi scoate din suferință, vă voi duce în Canaan, îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul, voi face chiar pe poporul acesta să capete trece înaintea egiptenilor. Wow, ce promisiune extraordinară! Scuza numărul 3. Zice, iată că n-au să mă creadă. N-au să mă creadă. Capitolul 4 din Exod, versetul 1. Moise are o problemă de credibilitate, nu? Pe când Domnul îi dă putere ca să capete credibilitate. Parcă Moise spune, Doamne, dă-mi voie să spun ceva, eu am încercat acum vreo 40 de ani. Știi când l-am omorât pe egipteanul ăla, pe soldatul ăla egiptean?
cu 40 de ani în urmă, nu? Ce am acum să le spun? Atunci tocmai terminasem școala, m-am luat degree-uri, aveam master, aveam doctorat, nu? De la universitățile Egiptului. Știam ce să le spun. Acum n-am niciun mesaj, Doamne. Oile astea cu care umblu eu nu te inspiră la nimic. Ce am să le spun? Băieți, am venit din nou. Am fost aici vreo 40 de ani, am omorât un egiptean și am fugit. Am fost cioban și acum am venit din nou. Nu? O, ce CV, nu? Curriculum vitae, rezume. Dar de data asta, băieți, am să reușesc. Nu să mă creadă nimeni, Doamne, după chestiile astea. De foarte multe ori punem experiențele trecutului înaintea noastră. Spunem ca ucenici, Doamne, pescuit, dar toată noaptea ne-am trudit, nu? Vorba lui fratele Simeonuc zice, ăștia au strecurat la apă toată noaptea cu plasele, nimic nu a ieșit din balta aia. Balta n-are pește, nu? Am încercat și n-a mers. Ne uităm la experiențele noastre. Pentru noi personal ar trebui să luăm ca aplicație că binecuvântările lui Dumnezeu au loc în Egipt. Știți asta? Și tot în Egipt au loc și minunile. Tot în Egipt. Frica de eșec crește cu timpul amânat până mai încerci încă o dată. Dacă tot amâni, tot amâni, crește frica de eșec. Timpul nu vindecă întotdeauna. Cei 40 de ani nu l-am vindecat de frică pe Moise și de respingere. Doamne, nu o să mă creadă. Ce o să le spun? Patru și ne apropiem de încheiere. Ah, Doamne, eu sunt un om cu vorbirea greoaie. Nu am o vorbire ușoară. Doamne, sunt bâlbâit. De când 40 de ani am vorbit numai cu necuvântătoarele, am uitat să mai vorbesc. Nu sunt elocvent, nu am elocvență, nu știu să mă exprim. Moise crede că are o problemă de comunicare. Și Domnul zice, dacă tu nu crezi că eu pot să repar treaba asta, nu? Că eu am făcut gura și știu să umblu unde trebuie, dacă nu crezi, ți-l dau pe frate tău, ți-l dau pe Aron. Moise ar fi putut scăpa de bâlbăială, dar nu l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat pe Aron să vorbească altul în locul lui, dacă el nu vrea să scape de bâlbăială. Chiar dacă Domnul îi promite că va fi cu el, că va face semne și minuni, îi dă două semne, toiagul și lepra, nu? Moise spune în final, totuși, Doamne, nu e suficient, trimite pe altcineva. Teribil suntem, după ce am fost respinși, foarte greu ne revenim din respingerea aceea. Ca aplicație practică, Dumnezeu vrea și trebuie să fie sursa noastră și resursa noastră în toate lucrurile. El este plin de răbdare cu noi și ne va oferi securitatea de la început de drum. Ne va da un ajutor, va fi un Aron pe aproape dacă nu vrei să te vindeci de bâlbâială. Va fi un Aron pe aproape și Domnul îți va da ajutorul. În concluzie, vreau să spun doar câteva lucruri. Respinși de oameni, am început să ne ferim de ei. Și este un lucru rău. Am crezut că Dumnezeu nu ne mai poate folosi pentru că atunci când am vrut noi să facem ceva pentru El, am eșuat. S-a trântit ușa în nas. El ne cheamă însă în lucrarea Lui, nu pe baza experiențelor noastre, ci ne cheamă să ne încredem în El și în resursele care ni le pune El la dispoziție. Să nu mai emitem scuze, pentru că nici una dintre ele nu ține. Să ne încredem în resursele lui Dumnezeu și nu în ale noastre. Când vrem să eliberăm poporul
prin puterele noastre ucidem egipteni, producem crime, ne alegem cu respingerea. Și multe din experiențele noastre, chiar religioase, să zic așa, poartă această pecete. Vrem să facem lucruri mari, nu? Dar le facem din puterile noastre și atunci omorâm pe cineva. Azi nu la modul fizic, să zic așa, dar rănim un suflet, îl respingem, îl scoatem afară sau cine știe ce. Când ne bizuim pe puterile lui Dumnezeu, Domnul aranjează totul. Îi spune Dumnezeu lui Moise, Moise, ăia care voiau să te omoare au murit. Poți să te duci liniștit că nu își mai aduce aminte nimeni de mormântul ăla superficial în nisip, de nasul ăla și degetele care ieșeau din nisip. Dar, Moise, nu va fi un lucru ușor la care eu te trimit. Împreună însă vom birui. Și asta ar vrea să fie încheierea studiului din această seară, indiferent de respingerea care ai trăit-o, indiferent de experiențele tale, cu Domnul vei fi biruitor întotdeauna. Și El are timpul Lui când El te va chema să-ți dea biruințele sale. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și dacă este cineva în această seară rănit de vreo respingere, și așa cum spuneam, fiecare dintre noi am fost într-un fel sau altul respinși de cineva, haideți să ne rugăm Domnului să vindece rana asta care o avem și să ne ajute să fim de folos în lucrarea în care El ne cheamă. Să ne rugăm.